Perioada caniculară poate fi însoțită de o creștere a numărului incendiilor de vegetație și în special a celor de miriș, sens în care Inspectoratul pentru Situații de Urgență, capitan Dumitru Croitor al județului Sibiu, recomandă cetățenilor să aibă în vedere următoarele. În condițiile în care se obțin aprobările cerute de legislația în vigoare, arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor măsuri. În primul rând, condiții meteorologice fără vânt. Parcelarea miriștii în suprafață de maximum 10 hectare prin fâșii arate. Izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier prin executarea de fâșii arate. Desfășurarea arderii numai pe timp de zi. Asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingerea eventualelor incendii. Asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 hectare a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare. Asigurarea în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 hectare a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijlocelor de tractare și a personalului de deservire. Conform hotărârii Guvernului României, numărul 537 din 2007, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingerea incendiilor, efectuarea unor lucrări de ardere a resturilor vegetale fără întrunirea condițiilor legale și, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei.